Ionuț Mitre a fost declarat cel mai bun sportiv giurgiuvean al anului de către Direcția Județeană pentru Sport și Tineret. Sportiv, antrenor și președinte la clubul care poartă numele, Ionuț a revenit pe prima treaptă a podiumului general după absență de 3 ani. Clasamentul DJST Giurgiu, întocmit pe baza rezultatelor înregistrate în 2018, a cuprins 12 nume, fiind reprezentate 4 sporturi și 3 cluburi astfel. Artele marțiale, cu 7 sportivi de la CS Ionuț Mitra și CS Agvila, tirul cu 2 sportivi, ambii de la CSM Giurgiu, boxul cu 2 sportivi, ambii de la CSM, și atletismul cu un sportiv tot de la CSM. Și în acest an, CS Ionuț Mitra și-a tăiat partea leului, având 6 sportivi în top. Ionuț Mitra, locul 1, Marian Ciobanu, locul 2, Vlad Surcel, locul 3, Florentin Vasilescu, locul 4, Maria Sindie, locul 7 și Robert Surcel, locul 9. Tirul a fost la înălțime și în 2018, Anton și Alexandru Cristea de la CSM Giurgiu fiind din nou prezenți în clasament pe locurile 5, respectiv 8. Clubul sportiv municipal a mai punctat prin atletul Cristian Voicu, locul 6, și boxerii Robert Sefer și Mustafa Curt, ambii locul 10. Tot pe locul 10 s-a clasat și Claudiu Peiculeasa, singurul reprezentant al CS Agvila în clasamentul DJST din acest an. Ca și anul trecut, Direcția Județeană pentru Sport și Tineret Giurgiu a avut un fond de premiere de numai 10.000 de lei, bani asigurați de minister. Sportivii au primit, în funcție de locul ocupat, între 500 de lei și 1.280 de lei. Directorul DJST Giurgiu Mirel Marin a declarat că a primit asigurări din partea Consiliului Județean că în luna ianuarie sau februarie direcția va primi un ajutor financiar cu care să fie organizată o gală pentru sportivi.